Bine ați venit, dragi fecioare, la citirea voastră pentru următoarea săptămână, 40 iulie. Citirea este valabilă atât pentru cei din Zodia Fecioară, cât și pentru cei care aveți Luna, Ascendentul, Nodul Nord sau orice altă legătură cu acest semn zodiacal. Iar pentru cei care vă doriți o citire cu mai multe detalii, vă aștept cu drag să vă alăturați acestui canal. În primul rând, din punct de vedere astrologic, Marte intră în Taur în această săptămână, pe data de 5, iar asta înseamnă pentru voi aparent un moment mai puțin plăcut. Practic, e ceva foarte bun. Și de ce spun asta? Vor apărea tot felul de tensiuni, nu numai în această săptămână, în următoarea perioadă. Tensiuni care țin de străinătate, care țin de studiile înalte, care țin de relația voastră cu spiritualitatea, cu filozofia voastră de viață. Unii poate chiar uh, vă gândiți că uite nu funcționează metoda respectivă sau uite că nu sunt ajutat, nu sunt ajutat, dar vedeți că acum vi se arată uh, pe unde nu procedați bine, ca să spun așa și parcă sunteți pregătiți, da? Universul vă dă semne să vă pregătiți pentru o schimbare foarte mare care poate să apară în viața voastră. Uh, Bineînțeles, pentru alții dintre voi uh, poate fi și un moment în care uh, drumurile scurte nu vă sunt favorabile, drumurile în general, uh, ați negociat ceva, ați vorbit ceva și acum vă treziți cu niște piedici sau vă treziți cu o perioadă agitată. Dar, repet, e un moment bun să schimbați, că despre asta e vorba. Da? Bun, uh, apoi uh, guvernatorul vostru, Mercur, intră în RAC. Și asta e bine, pe de-o parte. Vă face mai sensibil, dar vă ajută foarte mult să comunicați, vă ajută foarte mult să negociați. În ceea ce privește cariera voastră, vedeți că este o perioadă bună pentru voi să rezolvați, și eu, anumite probleme. Chiar acum e momentul potrivit. Prin comunicare, nu știu, cu grupurile de oameni, cu persoanele din jurul vostru și chiar, cine știe, unii dintre voi e posibil să fiți concentrați mult mai mult pe planurile voastre de viitor. O săptămână în care, iarăși, la început sunteți mai sensibili, ca mai apoi să vă concentrați pe bani, să vă concentrați pe a negocia, iar spre final chiar să fiți foarte uh, determinați, de ce nu, să rezolvați și niște probleme care țin de casa voastră. Da, Pisica vrea atenție, posibil și voi să doriți mai multă atenție, să fiți mai sensibili. Și așa cum spuneam, e posibil să vi se arate pe unde nu funcționează lucrurile. Sunteți pregătiți? Da, să știți că pisica a luat un mesaj în gură, din bol, asta face. Și o să-l citesc, scrie relație, căsătorie și asteroidul Iuno. You know. Deci, dragi fecioare, poate să fie vorba și de o asociere, dar nu e neapărat vorba de căsătorie. Nu toată lumea se căsătorește, divorțează sau mai știu eu ce. Poate vă faceți niște planuri de viitor împreună cu partenerul sau cu partenera. Este un moment foarte bun pentru cariera voastră, iarăși. Venus, micul benefic, se află aici, se află în gemeni, deci vă ajută fu, foarte mult. Dar întârzierile sau problemele care apar, apar tocmai din acest motiv. Da? Ca să vă ferească. Bun. Mesajul este să stați puțin să vorbiți voi cu voi. Să vă ascultați foarte mult um, interiorul vostru. Hai să mai vedem niște mesaje. Că pisica a scos unul, dar vreau să mai extrag și eu câteva. Bun, mai aveți elementul foc foarte puternic pentru voi, iar asta înseamnă legătură cu zodia Berbec, Leu, săgetător și o casă străină. Nu știu, unii mergeți într-o casă străină, într-un loc străin, într-un loc diferit. Apoi aveți mesajul ești lăudat, onorat. Luna august foarte puternică pentru voi, deci aici puteți avea uh, legătură, nu știu, cu zodia Leu. Sau poate chiar uh, e vorba fix de voi sau de o altă fecioară. Ideea este că sunteți lăudați, sunteți onorați. Și aveți și numărul 8 foarte puternic pentru voi, care este numărul puterii. Ultimul mesaj pentru fecioară este elementul apă, și aici puteți avea legătură cu zodia rac, scorpion sau pește. Dar în egală măsură eu tind să cred că e vorba și de sensibilitatea voastră care vă poate ajuta foarte mult să ajungeți la îndeplinirea dorințelor. Pentru că acesta este ultimul mesaj. Deci realizarea dorințelor pentru fecioară. Bun, hai să vedem mai departe relația dintre tine și o anumită persoană sau relația dintre tine și ceilalți, la modul general vorbim. Pisica, să știți că va absoarbe din energiile negative. Ține cu voi. Nu a venit până acum la nimeni, Și aveți așa situația, justiția. Ce gândiți voi? 5 de spade, ce simțiți voi? 7 de spade, la baza manifestărilor voastre 4 de băte, în exterior 8 de monede, ce simte cealaltă persoană sau ce simt ceilalți valetul de monede și ce gândește cealaltă persoană sau ce gândesc ceilalți 5 de cupe. Energia generală 4 de spate. Bun. Uh, ori niște acte sau o decizie care ține de acte, hârtii documente este puțin uh, pusă pe așteptare. Da? Poate fi ceva ce ține de o casă, de un loc vechi. În alte cazuri, nu știu, sunteți în concediu, da? V-ați luat liber. Însă este o săptămână în care se produce o schimbare în relațiile voastre sau într-o relație pe care o aveți justiția vine cu o decizie. Da și poate să însemne o asociere pe care o faceți un contract pe care îl rupeți o înțelegere pe care ați făcut-o cu cineva și acum gata se duce pentru că tocmai nu vă era favorabil, da? nu vă era favorabil. Mai văd aici iarăși o. O discuție foarte importantă pe care o aveți cu cineva în zona voastră profesională. Să aveți ceva ce ține de statutul vostru, și în primă instanță nu vreau să vă convin. Parcă e vorba de un eveniment important pentru zona locului de muncă, dar pentru cei care sunteți plecați în concediu în această perioadă. Uh, în, încercați puțin să fiți atenți, da? să fiți atenți la ceea ce se întâmplă pe acolo în viața voastră, pentru că pot apărea tot felul de ispite, pot apărea tot felul de uh, probleme, știu eu, relații agitate cu străinii sau cu străinătate pentru unii dintre voi. În mintea voastră, cinci de spade, aici vi se pare nedrept. Nedrept faptul că niște pahare sau au spart, adică ceva nu funcționează undeva anume. V-am spus și mai devreme, Marta acolo este adevărat, vă agită, dar vă ajută că vă scoate și vă arată ce nu-i bun pentru voi. Vă pregătește pentru întâlnirea cu Uranus și cu Nodul Nord. Deci ă, asta e numai de bine. Nodul Nord și Uranus se apropie foarte mult și pentru voi este tot în acest domeniu, deci parcă simțiți voi că urmează ceva, luați-vă după semne, pentru că repet, acum puteți să fiți eliberați de niște lucruri foarte, foarte urâte de ceva ce vă țina pe voi în loc. În inima voastră, șapte de spade aici. Uh, ori fecioarele încearcă să-și urmărească propriul interes, ori aflați o veste care ține de o persoană mai tânără sau de o persoană care studiază și care nu vă place. Poate să fie vorba de o schimbare care apare în casă, o schimbare care care apare în familie și care vouă nu vă place. Da? Apoi, la baza manifestărilor voastre, 4 de bâte. 4 de băte care vine cu un succes, care vine cu o reușită. Pe de-o parte, pe de altă parte, este vorba de um, ceva ce ori nu decurge conform planurilor, ori ceva se schimbă aici în cadrul unei petreceri, în cadrul unui eveniment important, iarăși, fecioarele consideră ori că nu sunt respectate, ori sunt provocate, repet. Apoi, opt de monede în exteriorul vostru și unii văd că ori lucrați la un proiect, ori aveți de a face cu o persoană care lucrează foarte, foarte mult, da? dar este cineva care și-a pierdut speranța în privința voastră sau este o persoană supărată pe o problemă profesională. Apoi valetul de monede, ce simte cealaltă persoană sau ce simți ceilalți? Aici oricineva vrea să vă propună ceva. Și poate fi ideea aceasta de a renova ceva în casă, poate fi un prieten, poate fi o persoană care vă dă o veste de care nu, nu știu, voi nu sunteți de acord sau nu vă place, nu vi se pare ok. Văd că se studiază ceva, cineva analizează situația în care sunteți, nu știu, cei care sunteți în divorț sau cei care sunteți într-o situație în care vreți să vă despărțiți sau vreți să vă separați de familie. Vedeți că nu știu, anumite uh, lucruri noi care apar aici, care țin de planul fizic, nu, nu vă plac, da? Nu vă convien. Apoi, aveți cinci de cupe, ce gândește cealaltă persoană sau ce gândesc ceilalți și uh, e bine aici, dragi fecioare, să să lăsați trecutul în urmă. Da? Să lăsați trecutul în urmă, că oricum o să aveți tendința să vă întoarceți în trecut, să vă reamintiți, să faceți o teamă, iarăși văd aici care ține de trecutul vostru, să nu mai pățiți iar cum ați pățit nu știu când. Nu se mai întâmplă nimic, totul e ok. Pe de altă parte, e ca și cum auziți de o persoană care are niște probleme sau că nu se ocupă suficient la locul de muncă. Pentru cei care vă căutați un loc de muncă, e ca și cum vi s-a promis ceva și acum aflați că s-a anulat, da? Uh, dar toată această poveste este favorabilă pentru voi. Repet. Bun. Deci o săptămână în care se face dreptate, o săptămână în care lucrurile se clarifică pentru fecioar. Și asta e bine. În continuare vreau să clarific toate aceste mesaje cu acest tarot, iar pentru cei care vă doriți o astfel de citire, vă aștept cu drag să vă alăturați canalului. Am lăsat un link în descriere și în primul comentariu pentru cei interesați și, de asemenea, vă reamintesc faptul că această calitate de membru vă asigură acces la toate citirile bonus pentru toate semnele zodiacale, pentru citirile care apar în fiecare săptămână, în fiecare lună aveți acces acolo la sute de citiri, dar această funcție alătură -te este diferită de funcția abonează-te. Abonează-te sau subscribe este o funcție total gratuită pentru toți, așa că puteți să apăsați și acel buton dacă vreți să susțineți activitatea acestui canal. Dragii mei, eu vă îmbrățișez, vă mulțumesc frumos pentru vizionare, vă aștept la tarotul zilnic pe Zodii, dar de asemenea vă aștept și la filmarea voastră pentru această lună iulie. Vă îmbrățișez și să aveți o săptămână cât mai frumoasă!